Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vorbim un pic despre cadourile pentru profesori. V-ați gândit că unii profesori sunt chiar jigniți de acest obicei? Adică atunci când ajungem la subiectul ăsta, nu știu, atitudinea este în zona de toți iau. Da, dar unii se simt chiar jigniți. Iată o postare a unei profesoare pe un grup de Facebook, o postare care a provocat o mulțime de comentarii. Postarea, eu cred că merită difuzată și de aici și poate comentată un pic. Iată ce spune această doamnă, pe care nu o cunoaștem. Înțelegem că e de undeva din Cluj. Dragi mămici, mă rog, e pe un grup de Facebook mămici din de Cluj. Mămici. Cum se face cât în Cluj, mă? Mă, și asta, tot ce e occidental, ce e în afara normelor noastre pădos, e dân Cluj, cumva. Bine, eu cred că e doar un exemplu. Să e posibil nu, ca da, zic așa. Să nu fie cazuri de genul ăsta în toate orașele țării. Zice așa, doamna: dragi mămici, vă urmăresc cu interes deoarece toată viața mea am dedicat-o copiilor. Am văzut o postare unde o mămică cerea grupului sugestii pentru un cadou pentru doamna învățătoare. Și am citit și comentariile. Vreau să vă spun, zice această doamnă profesoară, cadrele didactice își aleg această meserie pentru că le place, nici de cum pentru cadouri. Eu nu cred că un cadru didactic a cerut cuiva un cadou. În primul rând, codul bunelor maniere spune clar cui se fac cadourile și în ce constau aceste cadouri. Este umilitor pentru un dascăl să-i se dea un cadou, parcă ar fi coafeze, manicuriste sau chelneri. Acum, paranteză, toată lumea se bucură când primește cadouri dacă sunt dezinteresate, cred. Nu trebuie să credem că doar coafezele, manicuristele și chelnerii se bucură atunci când primesc cadouri. Dar îi primesc ciubuc, nu cadou, că e o nuanță aici. Nu, n-am auzit. Dacă ai cazurat un cadou unui chelner sau la frizer. N-am avut astfel de bucurii niciodată. V-am adus un pandantiv și un buchet de flori, doamnă. Că m-a stăt frumos. Da, cred că doamna vrea să spună... Doamna vrea să la spună ciubuc vrea ciubuc, se referă, da. Și nu cred că s-a pus problema de vreun profesor să primească ciubucă. Adică asta chiar n-am auzit. Adică discursul e de medic al doamnei învățătoare sau profesoare. Ce? Da. Știi aia cu medicul, cu pacientul. Dumneavoastră mi-ați pus 100 de euro în buzunarul de la halat? Eu? Nu. De ce nu? De ce nu? Revenind la doamna respectivă. Zice, pentru mine ca dascăl, mă scuzați, cel mai frumos cadou este să văd că am reușit să fac dintr-un elev un om realizat. Și să văd că după 10 de ani nu m-a uitat, se bucură să-mi prezinte familia, copiii. Ăsta este cel mai frumos cadou și cel mai valoros. V-ați întrebat vreodată cum ne simțim noi ca dascăl să apară părinții cu oale, cratițe, blide, prăjitoare de pâine, cafele, bomboane și altele? Acum încă o paranteză. Mă, se fac cadouri oale, cratițe, blide, prăjitoare de pâine și așa mai departe? Serios, știți pe cineva la vreo școală unde nu cred să se fie făcut astfel de... Și doi, ce cadouri se fac profesorilor? Chiar sunt curios. Acum, băi, eu la mine, când am făcut eu școala, nu exista conceptul ăsta de cadou, se dădeau mărțișoare. O chestie super enervantă, era o formalitate, luai un mărțișor, toată clasa se ducea grămadă la cadou, le punea acolo și se tirau. Flori la început de an, poate, nu? Nu cred că duceam flori la început de an. Eu mă aduc aminte, cred că de un 1-8 martie ceva, cred că am luat și un bibelou. Un bibelou? Da, cel mult, la vremea respectivă. De pus pe televizor. Da, ceea ce nu era... Și am vremea noastră mai ducea o alvorada, o... Da? Da. O cafea, un spray. Nu exista ideea să dai cadou, adică serios. La sfârșitul liceului, în clasa 12, înainte de banchetul ăla de bacalaureat, știu că am strâns fiecare elev din clasă, a dat câte 100 de lei și s-a organizat, un comitet de părinți îngrijorați, a organizat ceva și din banii au cumpărat și un cadou pentru diriginte. Sau dirigintă, ce era atunci. Dar nu, habar n-am ce s-a cumpărat, nu m-a interesat. Era o chestie, s-au cumpărat fursecuri și s-au luat ceva. Dar în rest, băi, ideea de a da cadouri, dar cu ce, cum faci cadou ăsta? Auzi, mașină de spălat, serios. Eu nu cred. Ne zicem, hai, altcineva zice... Dai, stai, e cu livrare în doi? Băi, mașina de... Stai puțin, frână. Poți să faci cadou o mașină de spălat, trebuie să asiguri livrare. Zice, da, de mobilă făcută cadou, ați auzit? Ne scrie altcineva, nu, respectiv Virgil. Sau concedii la mare în Grecia, dar băi, nu, refuz să cred. Asta sunt glume, nu se poate. Să dai cadou la profesor sau la învățător sau nu știu, uite, un concediu? Se mai fac carduri. Carduri cadou pentru bijuterii, parfumuri.
Uite, și Ștefan zice că știu o discuție la o școală din București cu o mașină de spălat nouă. Cum ar fi să fie veche? Place asta. Am o mașină, doamna. Băi, hai să-i luăm o mașină de spălat. Tati, hai să ne încadrăm în 100. Băi, urât să o luăm second. Hai să-i luăm ceva, că nu mai punem, da, și noi câte 30. Doamne, e foarte bună. Dacă curățați scamele din prinzătorul de scame, e ca nouă, n-are nicio treabă. Nu, dar asta e chiar tare. Cu mașina de spălat, e bombă. Eu, serios? Deci, vacanță în Turcia, școala 146, deci ne-a dat și din gaz real. Păi da, bănuiesc că, nu, că, că în alte părți ale țării nu cred că sunt atât de multe școli. Uite, 1000 de lei implic și un coș de produse, clasa 5-a. La final de gimnaziu, deci o, un cadou de... În doamna dirigintă sau ce? Că au scăpat cu viață. În fine, bijuterii, frigideri, mașină de spălat la țară se dau cadou. Nici nu știu cum să comentez lucrurile astea. Deci aparent când... Mă, dacă primești, dacă iei o mașină de spălat, nu pare să te simți prea jignit. Că ai luat mașina de spălat sau o excursie în Turcia, nu e nimeni jignit, nu? Și multă lume vorbește despre carduri de-astea, că acum ai văzut că pe la orice magazin poți să cumperi card cadou. Uh-huh. Îl încarci pe o sumă de bani și omul poate să o cheltuiască în mall-ul respectiv, în magazinul respectiv, în lanțul ăla de... Și se practică pe scară largă din câte văd eu în mesajele de la ascultători. Da, uite asta cu mașina de spălat revine foarte des. Da, mă lăsa mut, nu știu, serios. Pare a fi ceva cu... Eu am senzația că unii dintre ascultătorii noștri ne-au luat mișto. Ca radarul pe strada Sforii. Nu cred că se poate, nu-mi imaginez cum să faci. De ce, mă, că o faci cadou cu livrare, nu aduci la școală, nu-i văd intrând cu mașina de spălat mă, în clasă. Mă, ca de obicei, nu te supăra, ca de obicei, să ne punem în pielea personajelor și să ne imaginăm momentul, ca să înțelegem cum. Deci tu ești părinte și din partea clasei vrei să faci cadou profesoarei. Și șeful la părinți. Și cum? Te duci, doamnă, am să vă dau un cadou pentru noastră. Bună ziua, doamnă. S-au pregătit, mașină de spălat. S-au pregătit și elevii cu un cadou pentru noastră. Să ne spuneți adresa, vi-l livrăm direct acasă. Da, poate are. Tu gândește-te cam care... Dar trebuie să știi că aia vrea mașină, sau ăla vrea mașină de spălat, că... Asta, nu știu cum se organizează. Eu pun păi problema. E, cum faci încerc momentul? Să-ți explic în câte școli sunt în țara asta. Sute, mii. Sunt mii, da. Da? Șansele sunt mari ca lucrurile astea să se întâmple. 300 de mii de angajați în gândește-te câte clase sunt în fiecare școală. Deci șansa ca, nu știu, 20, 30, 40 de copii să se organizeze la o clasă, să dea un cadou, șansa asta e mare. Da, mă, da. Bun, una e să dai cadou un card. Îi dai un plic, îi pui pe catedră, te-ai întors, ai plecat, sper că nu te-a văzut nimeni, crăp de rușine în gândul tău și cu asta basta. Da, mașina de spălat? Domnule, că sunteți acasă, că avem o livrare cu doi băieți. Nu o duci la școală, o duci acasă. Da, zic. Avem și un caz de aragaz la Cluj, cum să ne aduci cineva. Și cei care au scris cu mașina de spălat spun că nu ne iau la mișto și că sunt cazuri concrete. Trebuie să-i faci instalarea. Cineva asta, ne scrie seama? Că noi zice, uite, noi am luat bicicletă, doamnei. Așa. Și la Baia Mare, Călin scrie că la Baia Mare, la școlile cu fițe, s-au cumpărat și mașini de spălat vase. Deci despre ce vorbim? Inclusiv le-a spus părinților ce marcă să se cumpere. Da, uite, și aspirator s-a livrat acasă. Ceas de aur, Târgu Jiu. Deci asta cu marca... Ce se dă ca și cadouri. Sunt legate prietenii între profesori și părinți. Așa află ce nevoie are profesoara. Da, dar i-a cerut o marca nume. Adică, încă o dată, ne imaginăm momentul. Doamne, din partea copiilor, pentru noastră, mașina de spălat, și aia întreabă, mi-o și instalați? Și ce să, când te întreabă, ce faci dacă te întreabă? Dacă zici, uite că, da, zice cineva... Și spui, da, dar nu vreau decât marca nu știu care. Zice cine, Eugenia ne spune ce s-a sugerat asta, da, părinților. La zice, Bușteni? La Bușteni, cadou învățătorului, cauciucuri de iarnă. Sau cuptor cu microunde. Rolca avudale. Luați cuptorul că e mai ieftin. Nu mai cumpărați prostii, mă rog eu frumos. Mă zic, niște cauciucuri de iarnă. Dacă vreți să vă dă, aveți ceva de scris. Știi că pe 3 să te uiți, 55, nu merge că trebuie să te uiți în cartea de identitate a mașinii. Să iei de acolo datele, să-i dai pe hârtiuță. Îmi trebuie talon atâta, lățimea atâta. Mașina de spălat e parfum. În clasa unei colegii de-ale mele s-a discutat punerea de bani pentru o excursie în Zanzibar. Zanzibar, am citit că sunt asta, sunt e plin de români. Zanzibar e pământ românesc. Uite, era o altă știre pe care n-am mai apucat să o dăm apropo de unde se mai fac vacanțe. Deci că sunt o mulțime de români care și-au deschis acolo diverse pensiuni și cazări și mici afaceri de turism. Adevărul că ăla e un loc în care la poliție dai și pagă prin SMS. Deci cred că mulți români înțeleg cum să... Deșteptarea cu
Vlad, George și Luca la Europa FM.